Bună ziua și bun venit la o nouă emisiune Pescuit fără frontiere cu echipa Energofish. Suntem Doru Someșan și Adrian Șpiac și vrem să vă prezentăm astăzi unul din cele mai spectaculoase stiluri de pescuit, pescuitul la avat cu popăre. Pescuim pe Dunăre, într-o zonă cu foarte multe structuri, foarte mulți copaci scufundați. Ne așteptăm la un pescuit extrem de spectaculos, asta în cazul în care și avații vor să colaboreze. Și vom folosi în special popărele de la Salmo și roverele, neluși de suprafață, care sperăm noi să fie pe placul avaților astăzi. Ne lăsăm pe firul Dunării, în derivă. Controlăm barca doar cu ajutorul unui motor electric. O poziționăm astfel încât să mergem paralel cu malul. Și oriunde vedem o zonă promițătoare, încercăm să provocăm un atac de avat. Ce frumos atac! Ce frumos atac! Mamă, bravo! Nu pare foarte mare. Un avat normal. Dai, un avat frumos, să iau gripul. Să încerc să-l scot cu gripul. Sunt foarte periculoase triplele, mai ales la avat. Puh, ce mușcătură de șalău pare că a avut. Da. Nu știu de ce. Dar ne uităm imediat mai bine la el dacă ne lasă. Avații obosesc foarte repede, după cum vedeți, lovesc puternic. Uite ce frumusețe! Un avat la popăr. Probabil cel mai spectaculos tip de pescuit pe râu. O să-l eliberez. Despre asta ziceam că un grip e foarte folositor. Ia să mai vedem încă o dată. Să vă arăt și urmele care le are de mușcături. Nu știu, sunt niște răni foarte pronunțate. Să-i dăm și drumul. Ținem un pic să-și revină. Deja vrea să plece. Este ce frumos. Mic, dar nervos. Ce frumos a dat. Mic, dar nervos. Era același care ataca și înainte, acolo lângă. O să văd dacă pot să le iau cu gripul. Da. Deci nu scoatem din apă să nu rănim. Ținem prin barca pe loc. Mult mai mic decât al lui Adi de mai înainte, dar foarte frumos. Bravo! Am păcălit până la urmă. Dacă știi unde ești și insiști, nu se lasă, nu se lasă. Ai îmbrăcat. Un avățel frumos de Dunăre. Cred că din partea asta te mai bine să fie. Hai. Nervos. S-a încurcat. A atacat de mai multe ori. Da. Să le liberez repede, ca să nu rănim. Gata. Uite ce plecare a avut. Perfect, exact unde se forma curentul ăla. Acesta s-a agățat de spate. A dat puțin pe lângă.
se întâmplă la popor, îl ratează. Frumos atac. Oh, am văzut abatul sub popa. Frumos. Foarte fain. Bravo. Și a treia oară, cred că așa l-am enervat că a zis gata, nu mai rezist. Uite încă un abat frumos. Vine mai frumos. Să-i scoatem triptele. Și popărul. Înțepat bine, un avat sănătos de Dunăre. Nerăbdător să plece înapoi. Să vedem. Am curios dacă ne și stropește sau ne iartă de data asta. Popărul merge evoluat cu ușoare pompaje din vârful lansetei, urmate de stopări. De cele mai multe ori, după un atac, e foarte bine să nu opriți evoluția. Din contră, avatul e foarte posibil să vină să atace din nou dacă continuați să evoluați popăr. Cheia succesului astăzi cred că va fi găsirea cadenței care e pe placul avaților. Câteodată le place, eu știu, o evoluție foarte rapidă cu multe plioscăieli. În altă dată preferă stopajele lungi, urmate de o serie de 2-3 popuri. Făcând zvâgniri scurte din vârful lansetei, putem imprima popărului mai multe tipuri de mișcări. Una dintre ele este cea care dă numele acestui wobbler. O mișcare scurtă. Popărul va face un sunet specific. Bup, bup. Putem să-l recuperăm cu mișcări mai scurte și continui, ca un peștișor care fuge de atacul avatului în suprafață. Sau putem să îl recuperăm liniar și cu mici zmucituri, pentru când avații sunt foarte agresivi. Până la urmă, cred că e vorba de un tip de nelucă care, pe măsură ce o pescuiești mai mult, îi înveți tot mai mult din secrete. Ca orice wobbler, până la urmă.
câte observ, trebuie să pescuim foarte mult în zonele cu multe creni și un pic de curent. Alea au ținut până acum, acolo am avut atacuri, multe ratări, evident, face parte din pescuitul la popor. Mi s-a părut că avem mai multe atacuri când recuperăm popărul în jos, nu contra curentului. Aoleu, ce atac acolo a fost ăla. Vezi dacă mai poți prinde ceva. Uite-l! Nu a atacat. Cred că o să întorc barca. Să vedem dacă putem să mai prindem ceva din... A fost și frumos. Da, după atac părea mai mare. Popările, în momentul în care le evoluăm, stârnesc, stârnesc avații. Pare că e agățat acolo. A intrat pe după creangă, dar am încă. Să încercăm să avansăm contra curentului, fiindcă avatul s-a băgat după o creangă. Dar din câte l-am văzut eu, e tot acolo. Da, e tot acolo. După cum ziceam, popările generează atacuri, vedem stânga-dreapta, fiindcă peștii simt și încep să atace și atunci, în funcție de zonele în care vedem atacuri, încercăm să le pescuim. Nu e nava foarte mare, dar suficient cât să se dea pe după cranga asta, să vedem cum le liberăm. Aia e. Bun, eu țin din motor. Imediat îi liberăm. Și ia cu gripul ca să pot întoarce barca. Nu e un pescuit tocmai ușor, după cum vedeți. Nici însă... comod. Un avățel. Foarte nervos încă. Îl vom elibera repede. Bravo! Însă merită din plin, zic eu, pentru aceste clipe de adrenalină pură. Ne-am hotărât să trecem pe malul opus, fiindcă am observat că este curent ceva mai puternic aici. Și structuri la fel de pronunțate, așa că o să pescuim o perioadă pe malul ăsta să vedem ce se întâmplă. Pare mai frumos, nu? Da? Nu. Tot așa. Doar nervos. Doar nervos, da? Ce m-a lovit? Uite. Cam aceeași tale, din câte văd. Suntem într-un loc în care intră un canal cu apă ceva mai limpede, în Dunăre. E un avat scandalagiu. Să și eliberez. Mai am făcut o mică schimbare, am adăugat și o triplă cu un pic de scârt roșu pentru a echilibra un pic mai bine woblerul. Și se pare că genul ăsta de stimul e și pe placul avaților. Eu tocmai m-am mai ratat unul. E clar că asta e zona.
Tarponul! Ce atac spectacol! Un tarpon de Dunăre. În sfârșit, un avat mai sănătos. După puterea atacului. A fost un atac foarte frumos și un grill pe cinste. În prima secundă nici nu știa că e liber, dar și-a revenit repede. Încă un atac. Încă un tarpon. Încă un tarpon frumos. Pare un nou avat frumos. Dar sunt niște pești care îți oferă niște senzații foarte tari. Hai, fă-mi o poză cu ăsta. Ce înseamnă o zonă cu curent ceva mai puternic? Am găsit un pic de curent și deja am luat unul. Nu mare, dar nervos. Probabil pescuind la pilcăr sau la wobbler am fi putut prinde mai mulți și mai mari. E o zonă chiar, dar am vrut un pescuit spectaculos. În detrimentul unuia productiv. Un avat mic și fioros. Ce înseamnă să găsești o zonă cu curent exact cum se cere? Bravo! Un pește frumos, nervos. Încă unul, se pare. Care a ratat. Și s-a întors la mama lui. Oh, ai ce atac, a ieșit de tot din apă, s-o dat și peste cap. Nu-i mare, dar... Genul ăsta de zone în care intră apă ceva foarte mai liber, nervos. Cred că e cel mai frumos. Cât e de nervos.
Aici am văzut foarte mulți savați. E un loc bun să încheiem o partidă așa frumoasă. Sperăm să mai avem încă una, două capturi. A fost un pescuit super spectaculos. Probabil dacă pescuiam la voble, prindeam mult mai mulți savați. Însă nu m-aș da niciodată la o parte de la o partidă de pescuit la popăr. Sperăm că și dumneavoastră v-ați simțit bine alături de noi. Până data viitoare, Adrian Șpiac și Doru Someșan vă urează fir întins! Fir întins!